Bună ziua, dragilor! Sunt Marian și prin acest tutorial mi-am propus să vă prezint PHET Simulation, un instrument foarte interesant din platforma NERPOT. Eu am descoperit resursele de aici și cu mulți ani în urmă la adresa phet.colorado.edu.ro. Acesta este un site în care avem activități în format digital pentru simulări la orele de știință și de matematică. Elementul de noutate pe care ni-l aduce instrumentul în această situație, în platforma NERPOT, este că putem să accesăm materialele din site direct din aplicația în care noi ne creăm resursele digitale. Vom folosi clasicul buton Creează, meniul Lecții, pe care l-am tot folosit până acum. Se deschide binecunoscuta fereastră. Îi dăm un titlu activității noastre, Lecții. Folosim în pasul următor adaugă conținut și activități. De fapt, nu am nicio altă posibilitate în acest moment. Fereastra clasică pe care am tot întâlnit-o până acum. Și de aici vom folosi PHET Simulation. PHET Simulation. Aceasta este resursa la care voi face apel. Fereastra care se deschide în continuare după ce am accesat instrumentul este compusă din trei părți mari, ca să zic. În partea stângă avem categoriile de materiale, matematică și știință, pe trei niveluri de învățământ. În partea dreaptă avem resursele, iar în partea de jos avem un buton de previzualizare a resursei respective și butonul Down, pe care îl folosim în momentul în care ne-am selectat resursa dorită. Eu am să merg la matematică, școală elementară, pentru nivel elementar, pentru exemplificarea de care avem nevoie. Egalitatea numerelor, folosim balanța, vedem că în momentul în care selectez resursa, ea capătă un chenar albastru. O să-i dau preview sau îi dau două. Și în acest moment, resursa noastră se regăsește în lecția simulare în format digital. Înainte de a transmite resursa elevilor, este bine să fac o previzualizare pentru a verifica modul în care o să vadă elevul acest material și totodată să știu și cum lucrează acel material digital. Preview. Se deschide materialul respectiv. Vedeți? PHET. Să facem și o probă. În situația noastră vedeți că cercul are un cerc reprezintă 1, valoarea 1, un pătrat valoarea 2, un triunghi valoarea 3. Avem aici două casete cu figurile geometrice pe care le putem folosi. Să punem și noi aici trei bile. În partea cealaltă, ca să realizăm egalitatea, pot să pun fie trei bile, fie un pătrat și o bilă. Adică 2 plus 1, 3 și aici 1 plus 1 plus 1, 3. Vreau să șterg, folosesc radiera. Mai fac o probă. Vreau să fac o captură de ecran a acestei imagini, am
instrumentul de captură de ecran aici, pot să fac până la 4 capturi de ecran, pe care după aceea, dacă doresc, pot să le șterg de la butonul de la coșul de gunoi. Dar nu o să insist asupra acestei ferestre, pentru că nu este scopul tutorialului acesta. Am văzut cum funcționează simularea, închid previzualizarea. Tot ce am de făcut după aceea este să-i dau salvare și ieșire și să o transmit elevilor noștri pentru lucru în mod sincron, adică elevul să lucreze în același timp cu cadrul didactic, sau să le transmit în mod asincron pentru ca elevii să lucreze când doresc ei acasă, ca temă sau în clasă, ca muncă independentă. Dragii mei, vă doresc mult succes în realizarea de unor astfel de materiale. Vă salută cu drag, Marian.